facă să închidă greva, că se vor găsi soluții, nu-i așa? Pentru că ei aveau treabă să-și facă rocada. Problema este că nu există soluții, oameni buni, și lucrurile stau foarte rău, pentru că guvernul nu mai face nicio rectificare anul ăsta, face doar o rectificare mascată, prin care mută bani dintr-o parte în alta și iau banii din fondul de rezervă. Apropo, salariile profesorilor se plătesc tot din fondul de rezervă. Medicamentele din spitale se plătesc tot din fondul de rezervă. Georgiana, stăm la rectificare, apoi mergem cu austeritatea. Îl salut și pe Florin Câțu, fostul premier al României, senator PNL. Mulțumesc foarte mult, Florin Câțu. Bună ziua. Deci, e fără precedent, după 1990, nu se face nicio rectificare în acest moment la guvern, se iau banii din fondul de rezervă, se dau ministerelor după solicitări sau instituțiilor după solicitări. Nu înțeleg ce vrea guvernul de fapt, care este de fapt șmecheria din spatele acestei rectificări mascate? Bine, aici, în primul rând, trebuie să ne uităm cum se alimentează fondul de rezervă. Și apar mai multe elemente, pentru că fondul de rezervă nu poate să fie folosit decât pentru destinațiile pentru care a fost făcut un buget la începutul anului. Fără rectificarea bugetară, se încearcă acum prin ordonanțe să se schimbe destinația, dar este la limita legalității. Și asta se întâmplă acum ministere. De fapt, avem miniștri care își amenință angajații să le dea avize pe aceste ordonanțe sau pe aceste hotărâri de guvern ca să poată să transfere bani. Să plătești salarii din fond de rezervă este fără precedent. Și asta ți arată, de fapt, o situație de criză monstruoasă. Ți arată, de fapt, România este aproape de faliment. Salariile ar trebui să fie plătite, să fie bugetate deja la începutul anului și să se plătească normal, din bugetele ministerilor. Nu să alimentezi de la alte ministere să iei bani și să-i pui în fond de rezervă. Deci asta arată clar o situație bugetară dezastrată, cum nu s-a mai văzut după 1989, dar care este ascunsă. Pentru că orice rectificare bugetară ar arăta cu adevărat cât este deficitul bugetar, cât este estimat deficitul bugetar și imediat am vedea reacția investitorilor, reacția agențiilor de rating și a Comisiei Europene. Dar așa, fără niciun fel de informație, Ciolacu face echilibristică la limita legalității, dar, repet, îi pune în pericol pe oamenii care sunt în ministere, nu își pune propria... Ar fi fost o rectificare negativă, asta ne-a și spus Boloș, una din puținele de după 90, pentru că a fost una în criza majoră din 2010, în pandemie. Și în pandemie și în... când ai crize majore, dar nu ai nicio criză. Peste tot ne spun că, de fapt, avem o situație economică fantastică, că totul merge bine, dar doar că nu sunt bani la buget, doar că economia nu crește, doar că taxele din ce în ce mai mari nu mai aduc venituri pentru că firmele nu mai pot să plătească. Și vedeți, deja știm pe surse că apare această ordonanță austerită. Da, vorbim imediat. Ce vreau să te întreb este următorul lucru. Dacă ei fac această schemă în următoarele două luni cu fondul de rezervă, pentru că am văzut că au inclusiv în ordonanța pe care o să o arătăm imediat respectatorilor acest procent de 10% la unele instituții care trebuie să meargă la fondul de rezervă. Da. Bun. Deci taie investițiile, ca să fie mai clar. Taie investițiile la mai multe instituții ca să pună să poată să plătească salarii unde n-au salarii, pensii, pentru că au tot promis. Bun, dacă face acest lucru guvernul, întrebarea mea este cât se modifică deficitul? Cât se modifică în fața Comisiei Europene? Cu cât ne ajută, de fapt? Nu, deci aici iarăși este o prostie foarte mare. Trebuie să înțeleagă toți românii. Nu contează ce se întâmplă cu deficitul cash pe care se uită Marcel Ciolacu, că nu înțelege. Comisia, agenția de rating, de aceea așteaptă toate... așteaptă deficitul ăsta. Este cel care îți arată și facturile neplătite. Ce face guvernul de 4 luni de zile este să nu plătească facturi. Sau 5 luni de zile. Bine, unele nu plătește de un an de zile. Ca să reducă, de fapt, deficitul pe cash. Când Marcel Ciolacu vorbește de 5,5, el vorbește de cash. Dar nicio reacție din partea agenției de rating sau a comisiei, pentru că, în primul rând, oficial nu s-a comunicat nimic. Nu știe nimeni nimic. Și, al doilea rând, tot se uită să vadă cât este cel pe ăsta. Și atunci, pe ESA, deficitul rămâne din ce în ce mai mare. Cu cât e mai mic cel pe cash, să zicem, se duce la 6%, cel pe ESA se va duce la 8%. Pentru că sunt facturi neplătite. Deja aflăm că sunt primarii din țară sunt disperați. Nu și-au primit bani din veniturile pe care le virează la buget. Nici de la Căciu, de la fonduri europene, nici de la guvern. Adică au două probleme primari. Exact, sunt proiecte de cofinanțare care, dacă nu primesc cofinanțarea, la finalul anului, se pierd bani. Florin Cățu, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate.